Mănăstirea Aninoasa a îmbrăcat straie de sărbătoare sâmbătă 7 august în ziua de cinstire a Sfântului Cuvios Pafnutie Pârvu Zugravu. Ziua a fost așteptată cu mare bucurie de pelerinii veniți din multe localități argeșene, aceștia fiind martori la toate etapele de restaurare prin care a trecut ansamblul monahal în ultimii 33 de ani. După săvârșirea slujbei de târnosire, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic a oficiat sfânta liturghie în altarul de vară, fiind înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În final au fost pomeniți toți ctitorii și binefăcătorii trecuți la Domnul. În cuvântul rostit cu această ocazie, arhiepiscopul a evidențiat eforturile depuse în timp pentru salvarea acestui vechi așezământ monahal. Nu a fost uitat pictorul bisericii, Sfântul Cuvios Pafnutie Pârvu Zugravul, acesta fiind ales, începând de sâmbătă, ca al doilea ocrotitor pentru mănăstirea Aninoasa. Vă mulțumim că ați ales să veniți astăzi la mănăstirea Aninoasa. Putea să mergeți și în altă parte, sigur, aveați libertatea, dar ați venit, sigur, să vă bucurați împreună și să faceți legătura cu ctitorii acestui sfânt așezământ. V-ați făcut prieten cu Sfântul Pafnutie Pârvu Zugravu, acest pictor celebru care a pictat 10 de biserici, peste 50 de biserici a pictat Pârvu Mutu spânzurat. O să zice, cum e spânzurat? Între cer și pământ. Adică pe schelă. Și nu avea lumină electrică. Când mergeți în biserica aceasta, veți vedea pictura lui Sfântul Pafnutie Pârvu Zugravu, cum intrați în pronaos. Prima încăpere, în dreapta și în stânga, Iisus, Maica Domnului, Sfântul Ioan, Botezătorul și Sfântul Nicolae. Ia să vedeți niște sfinți la Aninoasa care seamănă cu românii din secolul XVII. Maicile de la Aninoasa cu părintele Clement au vegheat aici și uitați-vă, toate florile, toată curățenia, tot ce este și o să vedeți pe de la untru și pe din afară, betele mâini ale călugărițelor. În anul 2016 a fost semnat contractul de finanțare a unui proiect în valoare de 4 milioane de euro subvenționat din fonduri europene prin programul operațional regional 2014-2020, axa prioritară 5, îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Bucurie și o satisfacție maximă și pentru mine ca persoană, dar și pentru mine ca reprezentant al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, să vedem ce minunății se pot realiza cu fonduri europene, dacă există pasiune, dacă există aplecare, dacă există stăruință, așa cum la toate proiectele din Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului am găsit întotdeauna și sperăm ca toate aceste coordonate care au dus la finalizarea acestui proiect atât de frumos, un proiect minunat, sperăm ca aceste coordonate să se păstreze și pentru finalizarea celorlalte proiecte atât de importante în Episcopia Argeșului și Mușcelului. Fiindcă suntem doar, să spunem așa, la jumătatea programului, mai avem proiecte la Câmpul Lung, mai avem proiectul la Arhiepiscopie, la Curtea de Argeș. Toate aceste proiecte sperăm să dea o strălucire mai importantă, așa cum spun eu, leagănului ortodoxiei din țara românească, județul Argeș. Proiectul european s-a aflat permanent sub coordonarea sectorului economic și construcții bisericești ale parhiei, aflat în responsabilitatea părintelui consilier arhimandrit Caliopie Ichim. Todoran Vlădescu, care a considerat că nu este destul să aibă el, nu este destul să aibă familia lui sau apropiații lui, ci este necesar, se cuvine ca din cele pe care i le-a dat Dumnezeu să facă ceva ce să rămână peste veacuri. A făcut acest boier gesturi importante, dorința lui a rămas ca locul acesta să dăinuie, el este principalul ctitor al mănăstirii Aninoasa și mai putem să adăugăm
tot ca pe un ctitor, pe cel care a devenit mitropolitul Daniil al doilea al Ungrovlahiei sau al țării românești și care a ostenit aici, în această mănăstire, făcând și el lucruri extrem de importante, arătând valoarea acestui loc. S-a muncit foarte mult ca să fie readus locul acesta la frumusețea cea din tâi, dar o frumusețe și mai mare. Pentru că ne-am gândit la înaintași, la oamenii vrednici, cărora le datorăm acest spațiu. Dar astăzi ne gândim și la cei care au muncit. Monument istoric și de arhitectură românească, mănăstirea Aninoasa se prezintă ca un ansamblu arhitectonic de tradiție brâncovenească, mănăstire tip cetate, având o incintă dreptunghiulară prevăzută cu o biserică centrală, un turn clopotniță, chilii și un paraclis, închinat sfinților mucenici Gheorghe, purtătorul de biruință, și Dimitrie, izvorătorul de mir.